Bun. Dragi prieteni, vă salut la un nou live despre un subiect important, credem noi. Un live care este de fapt un anunț al unei conferințe pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom avea la Biserica Sfânta Treime din Zalău pe data de 29 noiembrie până pe 2 decembrie, da? Oricum, detaliile astea o să le vedeți la un moment dat pe un site pe care îl vom menționa imediat. Vrem să facem puțină promovare. Puțină promovare într-un sens. Să explicăm, de fapt... În sensul pozitiv. Da, în sensul pozitiv. Da, nu-i marketing, e o explicație, de fapt, a ceea ce credem că este necesar în țară la noi, nu doar în țară la noi, este necesar dezbătut subiectul acesta al persoanei și lucrării Duhului Sfânt. Aceasta este tema conferinței. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Am intuit de-a lungul timpului, discutând despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt cu multe persoane, am intuit niște întrebări care ar putea să apară legate de conferința aceasta și în live-ul acesta, de fapt, vrem să oferim niște răspunsuri lămuritoare, clarificatoare, un fel de introducere la conferința aceasta. Prima întrebare, frate Mihai, pe care vreau să o adresez, într-un fel în numele altora, este de ce am avea nevoie de o conferință despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt? De ce ar fi necesar? Chiar vorbeam cu cineva la telefon și spune, domnule, noi trăim, experimentăm pe Duhul Sfânt, ce ne trebuie noi să facem o conferință despre lucrarea Duhului Sfânt? Păi, exemplul care îl dai e foarte bun, întrebarea cu care aș răspunde la întrebarea aceea sau la afirmația noi experimentăm pe Duhul Sfânt este... Cum știi? Cum știi că experimentezi pe Duhul Sfânt și nu experimentezi altceva dacă nu ai un dreptar al Scripturii după care să-ți verifici experiențele, după care să-ți verifici practicile tale și așa mai departe. Deci asta e primul aspect. Cred că este foarte important pentru două motive. Sau am putea să mergem în două direcții. Pe de o parte, pentru că în multe cercuri, așa zise evanghelice, persoana și lucrarea Duhului Sfânt este extrem de neglijată. Duhul Sfânt este cumva absent și în vocabularul lor sau dacă este prezent în vocabular, practic vorbind, Duhul Sfânt, da, Duhul Sfânt face și el ceva, dar este neglijat. Pe de altă parte, în alte cercuri, Duhul Sfânt este cel mai maltratat, abuzat, alterată persoană a Trinității, în sensul că îi se atribuie tot felul de practici, tot felul de învățături, tot felul de atribute care nu au nicio legătură cu Duhul Sfânt. Deci, în ambele direcții avem nevoie de clarificări biblice despre persoana Duhului Sfânt, cine este Duhul Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt. Ce face Duhul Sfânt, cum lucrează, ce ar trebui să așteptăm să facă Duhul Sfânt în viața noastră, în viața bisericii, în comunitățile noastre și lucrul ăsta trebuie clarificat în ambele direcții. Și în direcția unde Duhul Sfânt este neglijat și în direcția unde Duhul Sfânt este extrem de prezent în, cel puțin ca și se vorbește despre Duhul Sfânt, în limbaj, se pomenește despre Duhul Sfânt, dar s-ar putea ca ceea ce se întâmplă acolo să nu fie, de fapt, o lucrare autentică a Duhului Sfânt. Bun, legat de asta, multe persoane când se vor uita la anunțul nostru și vor vedea temele pe care le avem, care le vom dezbate, la un moment dat se poate preconiza, se poate înțelege chiar din anunț direcția în care va merge conferința și de fapt ce anume credem noi, de exemplu, despre darurile miraculoase ale Duhului Sfânt, vorbirea în limbi, prorocia și așa mai departe. Și unul dintre răspunsurile pe care le auzim deseori este ăsta, sau una dintre replicile. Una dintre concluzii, deci voi nu credeți în darurile Duhului sau voi nu credeți în lucrarea Duhului sau voi nu credeți în plinătatea Duhului. Sunt diferite variații la replicile pe care le primim. Nu credem noi, un răspuns general acum, noi intrăm pe texte biblice, exegeți și așa mai departe. Nu credem noi în darurile Duhului Sfânt, în minuni sau în plinătatea Duhului Sfânt și vrem să ținem o conferință în care să explicăm oamenilor că noi nu credem în lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că, cred că și tu ai întâlnit de-a lungul timpului oameni care ți-au spus, deci tu nu crezi în lucrarea Duhului Sfânt. Voi nu credeți în minuni. Da, am întâlnit chiar oameni din mediul chiar penticostal, de exemplu, care mi-au zis, eu am trăit cu impresia că baptiștii nu cred în Duhul Sfânt. Nu doar în lucrarea Duhului Sfânt. Da, este
o... Și grav, dacă n-am crede în Duhul Sfânt, nu? E extrem de grav. De aceea conferința începe cu o prezentare biblică a persoanei Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este o persoană a Dumnezeirii. Și lucrul ăsta este foarte important, pentru că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt, Dumnezeu Fiul, în plinătatea Lui, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și mântuirea, spune Biblia, stă în al cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Deci lucrul ăsta este foarte important inclusiv pentru acei oameni care se consideră creștini, dar poate se află într-un mediu unitarian, de exemplu. Uh-huh. Ei cred că Duhul Sfânt este doar o manifestare. Sau o putere. Sau o putere, sau așa mai departe. Foarte important ca să clarifice cine este Duhul Sfânt. Dar să revenim la întrebare. Hai să luăm pe rând. Credem în minuni? Da. Da, deci poziția care biserica noastră, bisericile baptiste, istorice au luat-o, biserica reformei a fost una numită cesaționistă. Noi credem că odată cu închiderea canonului, odată cu scrierea completă a Scripturii, darurile miraculoase revelatoare, adică care au avut scopul de a revela noi Scripturi sau scopul de a confirma pe cei care au adus această revelație, adică darurile prin care apostolii și cei care au slujit la punerea temeliei în primul veac au fost autentificați, acelea s-au încheiat. Dar noi credem că darurile acelea s-au încheiat și noi credem că oficiile acelea s-au încheiat. Noi nu credem că Dumnezeu nu face minuni. Deci Dumnezeu face minuni astăzi. Corect. Noi nu suntem și baptiști în general, nu sunt naturaliști, în sensul că noi nu credem că tot ceea ce există este lumea naturală și că ordinea naturală n-ar putea să fie cumva, nu s-ar putea interfera cu ea. Dumnezeu face ceea ce vrea, când vrea, interferează cu creația Lui când vrea și poate ca să răstoarne legile naturii când vrea El, făcând o minune. De la o vindecare, de la o înviere din morți, Dumnezeu ar putea să facă când vrea ce vrea. Întrebarea este dacă este normativ, dacă ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să facă lucrul acesta și dacă oameni mai, folosesc un cuvânt care nu-mi place, dar e singurul la îndemână, posedă aceste daruri. Adică, când Apostolul Petru a fost înzestrat cu anumite daruri la Duhul Sfânt, el a avut aceste daruri. Și vedem, de exemplu, și în Corint. Darurile inferioare, Apostolul Pavel spune, că sunt acelor care Duhul Sfânt le-a dat lor aceste daruri și ei trebuie ca să aibă grijă cum le folosesc. Ceea ce înseamnă că oamenii aceștia puteau să mânuie aceste daruri. Ei, noi asta credem că s-a sfârșit. În sensul că nu mai există vindecători. Nu mai există lucrători de minuni, da? Dar există vindecări? Există vindecări, și există minuni. Exact. Și există toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt, care nu au scopul de a revela sau a autentifica. Corect. Acum, există anumite daruri care, și cu siguranță la conferință vom discuta mai pe larg, care au avut scopul unic revelator și acelea au sistat total, da? Adică dacă darul de a da revelație, de exemplu, pentru că revelația s-a încheiat, acel dar, prin definiție, s-a încheiat. Uh-huh. Dacă cineva vine astăzi și spune, eu am darul de a aduce revelație, precum Apostolul Pavel a avut darul de a aduce revelație, el ar trebui să fie anatema pentru noi, că el adaugă la Scriptură și Scriptura spune clar că nimeni nu are voie să adauge la cuvintele acestea și nimeni nu are voie ca să ia, să taie din aceste cuvinte. Deci, acele daruri, orice manifestare a lor s-a încheiat și va exista o re-revelație finală la venirea Domnului Iisus. Da, mi se pare mie trist, indiferent de pozițiile pe care le avem cu privire la darurile miraculoase, supranaturale, este că oamenii egalează în general lucrarea Duhului Sfânt cu vorbirea în limbi. Dacă spui, tu crezi că astăzi oamenii vorbesc în limbi? Păi, nu prea cred. Deci nu crezi în lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ai fi, la un moment dat, am făcut o listă, vreo 60 de lucrări distincte ale Duhului Sfânt și oamenii au limitat lucrarea Duhului Sfânt la o singură. Nu crezi în asta, nu crezi în lucrarea Duhului Sfânt. Și asta e trist. Da. Și asta ar fi o greșeală. Oricare dintre ele, oricare dintre ele ai alege și ar fi o greșeală și în perspectiva cealaltă, în perspectiva tradițională baptistă, în care noi doar credem în roada Duhului Sfânt. Atât. Și noi, dacă roada Duhului Sfânt există, restul nu mai contează. Noi nu avem nevoie de daruri. Dar avem nevoie în biserică, avem nevoie de darul predicării, avem nevoie de darul de învățătură, avem nevoie de... Avem nevoie de Duhul Sfânt, de manifestarea, da? Duhului, de corect. Prezența Duhului, de plinătatea Duhului. Trebuie căutat un echilibru biblic, să nu pendulăm nici într-o parte, nici în cealaltă. Da, multor oameni mi se pare ciudat. Dom'le, am auzit la ăștia o predică despre plinătatea Duhului Sfânt. Da. Sau despre umplerea Duhului Sfânt.
Ok, noi credem că nu putem să facem nimic fără Duhul Sfânt. Că biserica e moartă fără Duhul Sfânt. Nu există biserică, credincios, individ fără Duhul Sfânt, lucrare fără Duhul Sfânt și așa mai departe. Bun, una dintre cele mai întâlnite replici pe care le-am întâlnit eu personal și probabil și tu, și noi în general, când am pus sub semnul îndoielii sau am fost suspicioși sau chiar am contrazis anumite lucrări și am spus clar că ele nu sunt de la Duhul Sfânt, este că hulim pe Duhul Sfânt. Și întrebarea unor ar putea să fie, nu ne temem că o asemenea conferință de o asemenea învergură, da? Dacă va fi voia lui Dumnezeu, dorim să înregistrăm tot ce va fi acolo, să punem public, vor fi invitați care vor susține anumite teme. Tu personal nu te temi că s-ar putea să hulești pe Duhul Sfânt negând niște lucrări care poate sunt ale Duhului Sfânt? Da. Deci asta e. Eu întreb dacă nu te temi. Unii ar spune clar că hulim pe Duhul Sfânt. Da, deci sunt două aspecte. Deci unul, nu mă tem, să o luăm foarte practic. Dacă teama asta ar exista în mod fondat, în mod real, în mod întemeiat, aș fi deja vinovat de lucrul acesta. Da? Am spus public și chiar am dat și pe nume anumite lucrări care pretind că sunt a Duhului Sfânt, care pretind că au manifestări miraculoase care confirmă lucrul acesta și le-am condamnat ca și fiind ori de la oameni, ori lucrări demonice. Deci dacă lucrul acesta ar fi posibil, sunt deja vinovat, dacă păcatul acesta nu se mai poate ierta, sunt deja condamnat, dacă aș fi consecvent cu teologia celor care ar pune o asemenea întrebare. Deci asta e primul aspect. Al doilea aspect este că oamenii care ar pune o asemenea întrebare sunt oamenii care au cea mai mare nevoie de o asemenea conferință. Nu înțeleg ce înseamnă hula. Deci nu știu ce e păcatul, în primul rând. Nu știu ce e păcatul, nu știu ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt. Când se vorbește, apropo, când se vorbea despre hula împotriva Duhului Sfânt, nici măcar nu erau darurile Duhului Sfânt date în biserică. Corect. Contextul în care avem lucrul acesta este un context istoric total diferit. Da. Este o proclamare făcută a Domnului Iisus împotriva celor care l-au acuzat pe Domnul Iisus că El, de fapt, ar lucra cu puterea satanei. Au atribuit lucrarea Domnului Iisus și lucrarea Duhului Sfânt, care era așa de evidentă în persoana Domnului Iisus Hristos, peste care Duhul era fără măsură, da? Era ceva unic în istorie. Era ceva Dumnezeu unic în istorie. Au atribuit lucrul acesta la Satan. Și Domnul Iisus Hristos condamnă lucrul acesta și argumentează logic că așa ceva nu ar face sens. Și apoi spune că lucrul acesta nu poate fi iertat. Și într-adevăr, dacă privești la persoana Domnului Iisus Hristos și spui asta e de la Satana, lucrul acesta nu poate fi iertat. Corect, că e refuzat prin unica cale de mântuire. Exact. Dar din două puncte de vedere trebuie înțeles că la ceea ce se referă acolo, unul, nu este doar simpla critică a cuiva, oricui. Sau evaluare. Deci fariseii nu încercau să evalueze. Hai să vedem dacă e după cuvânt. Ideea de a judeca orice lucrare, orice învățătură este lăudată. Este lăudată de Domnul Iisus, este lăudată de Apostolul Pavel, este lăudată peste tot în Scriptură. De Ioan, cercetați Duhurile. Peste tot. Deci Duhul Sfânt ne îndeamnă să cercetăm. Deci Duhului Sfânt poate ar fi... Și trei, deci dacă ar fi, deci asta e unul. Deci unul este dacă teologia aceasta care vine și spune dacă vreodată ai criticat sau ai spus ceva rău despre o lucrare chiar autentică, da? Sau ți-ai permis, ești pierdut, aș fi pierdut. Doi, oamenii care aduc o asemenea acuză sau o asemenea întrebare nu înțeleg ce-i hula împotriva Duhului Sfânt. Și trei, dacă ar fi ca să analizez după Scriptură, după lumina care cred că Duhul Sfânt mi-a dat Scriptura și să fiu greșit, realmente, să fiu tot ceea ce spun în critica mea a unor practici să fie greșit, cu toate acestea eu mă bazez pe harul lui Dumnezeu, pe lucrarea de ispășire a Domnului Iisus Hristos să mă ierte inclusiv de acea greșeală. De o greșeală care nu este intenționată, răuvoită. Și oricum, asta e un lucru clar care trebuie poate repetat tot timpul în mediul evanghelic de astăzi. Duhul Sfânt, pretutindeni prin autorii Sfintei Scripturi, ne îndeamnă să testăm, să evaluăm. Deci dacă tu te temi că când eu deschid Sfânta Scriptură, dacă tu te temi că eu aș putea să hulesc pe Duhul Sfânt analizând după Biblie anumite lucrări, înseamnă că nu ai înțeles nimic despre lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este dându-ne ungerea despre care vorbește Ioan ca să evaluăm corect lucrările care sunt înaintea noastră. Dacă tu nici n-am apucat să deschid Biblia și spui, ai grijă că hulești pe Duhul Sfânt, n-ai înțeles ce e gura Duhului Sfânt, cum ai spus, n-ai înțeles ce ne spune Sfânta Scriptură? Responsabilitatea de a evalua.
Deci Duhul Sfânt vrea să evaluăm dacă El e prezent sau nu acolo. Ai putea pune, întoarce cumva întrebarea și spune, bun, dacă eu evaluarea care o fac, biblică, este lucrarea Duhului Sfânt, cel care spune că eu fac o lucrare împotriva Duhului Sfânt, ce face? Uh-huh. Da? Sau dacă ei despre lucrarea satanei spun că e lucrarea Duhului Sfânt, ce fac? Adică, da, despre Domnul Iisus care făcea lucrări prin Duhul Sfânt, spuneau că face prin lucrarea satanei, dar cum ar fi, adică ce jignire ar fi adusă Duhului Sfânt spunând despre niște lucrări, de exemplu, psihologice sau chiar satanice, omenești, că sunt lucrarea Duhului Sfânt, că nu sunt în realitate. Da, și satana are posibilitatea aceasta și Biblia ne prezintă. Satan vine mascat ca și un înger de lumină. Deci cei din, de asta trebuie să-l cercetăm. Din mediul acesta spun, nu, dacă ar fi din partea satanei, cu siguranță ar veni cu coarne îmbrăcat în roșu și ar spune, eu sunt Satan. Nu, Satan vine vorbind despre Domnul Iisus Hristos, vorbind foarte frumos și spiritual. Are și el apostolii lui, minunile lui, minciunile. Învățătorii falși care strecoară erezii în mijlocul poporului. Are puteri, este o făptură supranaturală cu o putere deosebită, care o poate folosi în parametrii care îngăduie Dumnezeu, dar are putere. De aceea, de exemplu, și în Vechiul Testament vedem că atunci când un proroc prorocește ceva și se întâmplă, da? Adică prevestește un lucru adevărat, totuși Cuvântul lui Dumnezeu spune cercetați învățătura lui și dacă vă îndeamnă ca să mergeți după alt Dumnezei, atunci prorocul acela este un proroc fals. Deci chiar dacă, de ce? Pentru că Satan are anumite puteri supranaturale. Ne punem întrebarea, de exemplu, când Moise face acele semne. Reținem că până la un punct și egiptenii. Cum? Cu ce putere? Da? Păi cu siguranță nu cu puterea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea. Pe ce criteriu putem noi astăzi ca să lămurim lucrurile acestea? Și singurul criteriu care îl avem este Cuvântul lui Dumnezeu. Două întrebări legate. Cred că le-am putea lovi dintr-un răspuns. Creșterea mișcării carismatice în lume. Creșterea foarte puternică a mișcării carismatice în lume și odată cu ea răspândirea așa ziselor daruri miraculoase. Nu fac ca conferința asta să fie de fapt un nonsens și nu sunt lucrurile astea două o dovadă prin ele însele. Adică creșterea mișcării carismatice și așa zisele daruri miraculoase pe care ei le provoduiesc. Chiar cineva zilele astea scria pe Facebook, nonsens, discuția noastră pe care o avem despre minuni și așa mai departe, e un nonsens pentru că mișcarea carismatică este largă spândită în lume și pentru că darurile miraculoase sunt active. Deci da. Ce spuneți voi e un nonsens? Deci hai să enumerăm câteva lucruri care sunt în ascensiune la ora actuală. Ordinarea femeilor în biserici, căsătoria homosexuală, inclusiv în cercurile religioase, din ce în ce mai mult este în ascensiune. Liberalismul teologic, care neagă esența credinței. Printre cele mai răspândite religii, așa zise creștine, ar fi considerate de orice evanghelic credincios apostate. Biserica catolică este mult mai numeroasă decât orice cult baptist, penticostal și așa mai departe. Biserica ortodoxă și așa mai departe. Da? Iar apoi am putea, dacă folosim logica asta, religii care sunt creștere mult mai mare, musulmani, da? Care au un număr extraordinar și sunt o creștere numerică extraordinară. Sau alte religii, mormonii, care sunt o creștere, da? Sau martorii Jehova, sau alte care sunt o creștere. Deci simpla răspândire a unei învățători nu-i dă dreptate. Da? Biblia și Domnul Iisus Hristos ne prezintă că biserica lui, într-adevăr, nu va fi cucerit niciodată, va avea reprezentant, dar pe de altă parte ne spune că vom fi o turmă mică. De multe ori ceea ce se întâmplă este că atunci când se normalizează credința ta în sensul că devine cât de cât acceptată, cum s-a întâmplat în România, de exemplu, baptiștii poate în anii 89 și înainte erau marginalizați, acum lumea este cam indiferentă față de noi. Și odată ce suntem normalizați, avem comunitățile noastre, lumea ne respectă, ne lasă în pace și mai departe, tindem să credem că asta este norma. Totul este normal, totul este ok, când de fapt biserica adevărată a lui Iisus Hristos totdeauna a fost în minoritate. Și o chestie despre minuni. Chiar mă gândeam, dacă o lucrare este autentificată strict prin minuni, dom'le, vedem minuni. Noi așa credem că sunt, atunci, Biserica Ortodoxă din România, care pretinde că se fac minuni la moaște, prin sfinți, prin Maica Domnului, prin tot felul de ritualuri. Și ei sunt autentificați
prin faptul că pretinienul îi zice, domnule, femeia a fost vindecată, sute de oameni, mii de oameni și au rezolvat probleme de tot soiul, pentru că sunt minuni, pur și simplu. Catolicii de asemenea. Corect. Se bazează în mare parte și în mare parte, în multe instanțe și autentifică. Ortodox, există un cult întreg al icoanelor făcătoare de minuni. Corect. Deci există, ca atare, ar trebui ca toți, ca să mergem în ortodoxie sau în catolicism, pentru acolo există autentificare supranaturală? Mm-hmm. Nu. De ce? Pentru că teologia lor, da, învățătura lor este greșită și dacă ader la acea evanghelie veste de ei, nu vei fi mântuit. Da? De aceea... Irrelevant câte minuni pretind că s-au făcut. Și chiar dacă s-au făcut. Deci e irrelevant. E irrelevant. Chiar numărul minunilor, claritatea minunilor și așa mai departe. Acum ar trebui ca să specificăm faptul că pretenția la asemenea minuni deseori este exagerată. Nu poți intra într-o biserică carismatică astăzi și să vezi minuni de ordinea minunilor Domnului Iisus sau Apostolului Pavel sau Apostolul Petru. Nu o să vezi oameni fără o mână la care le crește mâna la loc. Nu o să vezi... Deci există o pretenție la o lucrare de minuni, dar care nu se apropie deloc cu mărturia biblică a Apostolului și a Domnului Iisus Hristos. Da. Ce le transmite tu? Dacă cineva chiar a întrebat dacă va fi pusă online conferința, va fi online? Da. Va fi live și online după aceea? Așa încercăm? Deși sugerăm cei care vreți, cei care puteți să veniți, este un cadru extraordinar pentru părtășie. Și anul trecut am avut șansa să avem părtășie cu frați de peste tot din țară, oameni din toate colțurile țării. Deci dacă puteți ca să veniți, cred că este o investiție a timpului foarte bună. Dar dacă nu, vom încerca să transmitem și live ca să puteți participa. Ce-i transmite tu celor care vor asculta conferința și nu vor fi convinși de argumentele noastre? Ce le spune? Dom'le, au ascultat? Dom'le, nu sunt convins de argumentele voastre pentru poziția voastră. Deci primul lucru care le transmite, n-ai pierdut nimic. Ți-ai verificat și ți-ai cizelat punctul tău de vedere. Ai fost onest cu propriile tale convingeri și le-ai supus la o verificare, care tu ți-o faci. Iei argumentele, interacționezi cu ele, studiezi textele biblice împreună cu noi și îți verifici propria ta poziție. Ceea ce, dacă pretinzi că este o poziție biblică corectă, cred că ai responsabilitatea să faci lucrul acesta. Apostolul Pavel laudă, de exemplu, pe cei din Berea, pentru că făceau exact asta. Verificau tot ceea ce el spunea cu Sfintele Scripturi. Ca atare, tu ai obligația să verifici ceea ce noi spunem și să verifici ceea ce tu crezi cu Sfintele Scripturi. Deci nu vei pierde absolut nimic. Corect. Dacă realmente nu o să ne dai dreptate și dacă realmente poziția ta va fi mai legitimă, atunci îți vei întări propria ta poziție. Corect. Propria ta deci poziție. N-a pierdut absolut nimic. N-a pierdut absolut nimic din punctul acesta de vedere. Mm-hmm. Și aș spune că procesul acesta de verificare este extrem de important. Mulți oameni privind din afară ar spune, a, voi sunteți oameni care n-ați interacționat, nu este adevărat. Cei care fac parte din biserica noastră, o mare parte, au experimentat, au prorocit, au vorbit în limbi, au fost la stăruințe, inclusiv Corect. Eu am activat ani de zile în biserici penticostale, am fost la ser de stăruință, am predicat la evangelizări, la frați penticostali, la și mai departe. Deci, ideea aceasta, caricatura aceasta, baptiștii care n-au nicio idee, chiar intenționăm, nu promitem, dar vrem ca să... Poate vom avea și niște momente, poate nu vor fi online, dar pentru cei care sunt aici, frați care au trăit lucrurile acestea, care au trăit prin treziri carismatice și chiar au apărut la televizor și așa mai departe și își vor depune mărturia despre ce au experimentat, ce au trăit și cum văd lucrurile acum. Deci nu este perspectiva unor oameni detașați total de aceste realități, este perspectiva unor oameni care au trăit, au căutat și au verificat poziția, mulți dintre ei au suferit din cauza acestor mișcări în sensul că au fost înșelați de ele și au ajuns la o cunoștință corectă, biblică și la o trăire în plinătatea Duhului Sfânt și se bucură de ea și vor să împărtășească învățătura biblică despre lucrarea Duhului Sfânt, nu ca să vă fure ceva, ci să vă dea ceva mult mai frumos, o lucrare autentică, o relație autentică cu Dumnezeu prin persoana Duhului Sfânt. O ultimă întrebare înainte să facem anunțul, cum se pot face înscrieri, unde pot găsi toate detaliile despre conferință. Perspectivele diferite pe lucrarea Duhului Sfânt, în special pe
darurile Duhului Sfânt, darurile miraculoasele Duhului Sfânt, să fiu mai specific, botezul cu Duhul Sfânt și așa mai departe, ar trebui să fie un motiv de divizare? De ce ai un continuaționist care crede în darurile miraculoasele Duhului Sfânt, că sunt active și astăzi? Poate crede și în botezul cu Duhul Sfânt, semnalat de vorbire a limbi, poate nu crede asta, dar crede în continuitatea darurilor. Și un cesaționist care crede în botezul cu Duhul Sfânt biblic, dar crede că vorbirea în limbi, prorocia, facerea de minune au încetat. Practic, ar trebui între cele două doctrine diferite care îți bag cap în cap să fie un motiv de divizare pentru ei, dacă da, în ce privință, dacă nu, în ce privință? Da, există și aici un spectru, deci nu este alb-negru. Da, există cei care cred în continuarea darurilor, dar prin inconsecvențe fericite au o teologie care permite ca și această convingere că darurile continuă să nu altereze Evanghelia. Și atunci cred că poate exista o părtășie, dar această părtășie totuși va fi într-un fel divizată. Mm-hmm. Nu știu dacă acele persoane... Nu va fi totală. Nu va fi totală. Poate nu vor putea face parte în aceeași biserică, în sensul neapărat că n-ar fi primiți, dar poate ei nu s-ar simți bine acolo. Da, adică sau... eu mă duc într-o biserică în care nimeni nu prorocește, nu sunt revelații, nu Corect. Vorbește nimeni în limbi. Exact. S-ar simți ciudat. Dar pe spectrul acesta, punctul în care se rupe posibilitatea de părtășie, de unitate, este acolo unde Evanghelia devine alterată. Acolo unde Evanghelia devine alterată și, de exemplu, botezul cu Duhul Sfânt între ghilimele, adică vorbirea în limbi, este o necesitate pentru mântuire. Sau pentru răpire, cum se mai spune. Sau pentru răpire. Atunci unitatea trebuie să se rupă. Pentru că persoana care crede lucrul acesta și face parte dintr-o, ar vrea să zicem să facă parte dintr-o biserică care nu crede lucrul acesta, trebuie să privească persoanele acestea care proclamă credința în Domnul Iisus Hristos, zic că sunt mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, el trebuie să spună despre acele persoane care nu sunt mântuite. Și atunci clar că există o diviziune. Dar este un spectru. Și spectrul acesta este destul de dificil de interpretat și trebuie ca să-l facem cu analiza aceasta cu mare grijă. Ar trebui să fim deschiși la dialog cu persoanele acestea, să întreținem relații prietenoase cu persoanele acestea, dar în același timp să fim atenți că învățătura aceasta, dacă este dusă într-o extremă eronată, poate să atace esența Evangheliei și să rupă nu doar părtășia între noi și ei sau între doi creștini, dar să rupă posibilitatea lor de a avea părtășie reală cu Hristos. Pentru că dacă ei adaugă orice la Evanghelie, orice condiție, orice lucru, devine extrem de periculos. Deci răspunsul este nu atunci când poziția celor care cred în continuarea darurilor este una de așa natură încât nu alterează Evanghelia, ei sunt eronați, dar poți avea părtășie cu ei și încercând să-i aduci la cunoașterea adevărului, și da, trebuie să fie divizia atunci când poziția lor este suficient de severă sau greșită încât alterează esența Evangheliei. Întrebare, ar putea să predice în adunarea noastră cineva care crede în continuitatea darurilor miraculoase, dar crede Evanghelia ca noi? Poți să-mi dai un exemplu? O persoană? Da. Francis Chan. Francis Chan în ultima vreme... John Piper, de exemplu. Da, John Piper ar putea ca să predice la noi în adunare. Uh-huh. Da. Dar nu despre darurile Duhului Sfânt. Nu, și nu cred că are suficient bun simț ca să nu facă aceasta. Uh-huh. Dar la fel cum eu aș avea suficient bun simț dacă mă duc la un prieten prezbiterian să nu predic despre botez. Despre botezul adulților. Doar botezul adulților. Da. Am înțeles. Cred că e membru. Ar putea să fie cineva... Care crede în continuare. Da. Da, dacă poziția lui este una moderată, dacă este una care nu atacă Evanghelia, atunci da, ar putea ca să fie membru. Dar dacă vrea să vină membru și ne spune, uite, eu vreau să vin membru și să vă aduc pe toți la lumina faptului că trebuie să stăruim după Duhul Sfânt și să avem semnul vorbirii în limbi. N-ar putea? Nu. Noi credem că în momentul în care un membru sau un potențial membru vrea ca să intre în biserică, el vine sub autoritatea bisericii, sub autoritatea învățăturii ei. El nu vine ca să îndrepte el biserica, ci el vine să îndrepte după biserică. De el vine și spune, eu consider că aici, în această biserică, sunt frați autentici, sunt oameni lăsați de Duhul Sfânt să cârmuiască, să învețe, să supravegheze turma și eu vreau să fac parte din această turmă. Eu vreau să fiu supravegheat de ei, eu vreau să fiu îndreptat de ei, învățat de ei. Și sunt dispus să-mi evaluez pozițiile. Corect. Sunt dispus ca să-mi evaluez poziția, sunt dispus ca să stau în supunere. Nu-i cere nimeni ca să-și încalce conștiința, nu-i cere nimeni ca să spună că crede ceea ce nu crede, dar
pe de altă parte îi cerem ca să nu facă lobby, îi cerem ca să nu facă scandal, îi cerem ca să fie deschis la a discuta, la a evalua, la a studia și atunci da, ar putea fi primit de membru. Doar a zice, un carismatic înfocat, convingeri carismatice, chiar dacă ar fi primit, de exemplu, în biserica noastră, eu cred că în 6 luni ar pleca singur. Da. Nu i-ar spune nimeni, ar fi îmbrățișat, ar fi iubit, ar fi, dar cred că ar pleca singur, pentru că deși rolul Duhului Sfânt și în limbajul nostru și în predicarea este extrem de prezent, da? Felul în care noi descriem lucrarea Duhului Sfânt, persoana Duhului Sfânt, la un carismatic extremist ar părea ofensiv. Uh-huh. Ar părea ofensiv. Și atunci, la un moment dat, s-ar retrage. Am văzut lucrul acesta, de exemplu, duminica am predicat din Fapte 2 și au fost niște persoane care cred că proveneau din mediul carismatic, nu știu, n-am apucat să vorbesc cu ele și când am atins pe subiectele acestea, vedeam cum se schimba, era o schimbare la față. În sensul, dar nu ca Domnul Iisus. Nu ca Domnul Iisus. Și într-un fel este normal, da? Este normal. Fiecare dintre noi, când ne-am confruntat convingerile noastre nebiblice cu Scriptura, ne-a lovit puternic. Da, ne doare. Ne doare. Da? Trebuie să renunțăm la anumite convingeri personale, la anumite... dar da, ar putea ca să fie un om care are anumite convingeri moderate, dar care nu alterează esența Evangheliei. Sunt doar două condiții pentru a fi membru, de exemplu, în biserica noastră, ca omul să fie un credincios adevărat, adică să fie născut din nou, să cunoască, să creadă și să trăiască Evanghelia și să fie dispus să stea sub autoritatea bisericii, să primească învățătura bisericii, să fie cârmuit de păstorii bisericii. Astea sunt singurele condiții pentru a fi membru. Nimic altceva. Dar clar, când lumea își selectează în ce biserică vrea să facă parte, dacă ești carismatic, printre ghilimele, o biserică baptistă, reformată, cesaționistă, nu va fi prima care e pe lista ta. Bun. Spune tu în final ceva despre site. Cine va fi? Da. Puteți merge pe site-ul bisericii, sf3.ro /... sau cum vreți să-i spuneți. conf2018-2018, acolo veți găsi toate detaliile despre conferință, datele și așa mai departe și cel mai important, în partea de jos a paginii găsiți un formular de înscriere. Vă rugăm dacă vreți să participați, conferința nu are niciun fel de cost, dar pentru a putea oferi în numărul limitat care avem cazare la cei care vă înscrieți și masă pentru toți cei care vor fi prezenți, avem nevoie să vă înscrieți ca să știm cine vine, vă vom contacta, vă spunem dacă mai este cazare, dacă nu vă punem la dispoziție ce variante de cazare sunt în zonă. Așa că intrați pe site sf3.ro/conf2018, puteți afla toate detaliile. Vorbitor la conferință voi fi eu, fratele Andrei, fratele Beni Costea de la Arad, fratele Ilie Bledea. Tot de la Arad. Tot de la Arad. Vor fi 12 sesiuni pe diverse subiecte, dar toate informațiile le aveți pe site, acolo puteți ca să... Intenționăm să dăm o carte pe care vrem să o publicăm între timp despre ce este o biserică sănătoasă. De fapt, cartea este rezultatul conferinței de anul trecut și 2 broșuri evanghelice, nu? Da, asta este intenția noastră. Este acea broșură care probabil ați văzut, am făcut la un moment dat un live împreună, ce înseamnă să fii creștin. Este o nouă cărticică evanghelistică pe cartea Rut, istoria binecuvântării, care sperăm în curând să... Răscumpărării, binecuvântării, Beniamin fără gău. S-a intifărit. Da, răscumpărării, pardon. Și cartea acestei biserică sănătoasă sau biblică, care este practic, sunt toate sesiunile de la conferința de anul trecut, care au fost prelucrate și acum în format de carte și vrem, cu ajutorul Domnului, să le avem toate pregătite pentru toți participanții de la conferință. Dragi prieteni, aici se va încheia acest live. Frate Mihai, mulțumim pentru informații. Dacă ați intrat mai târziu, puteți să vedeți live-ul la închidere, să-l urmăriți tot. Sunt doar niște detalii generale. Nu uitați absolut tot ce este despre conferința aceasta. Detalii se găsesc pe site-ul menționat sf3.ro/conf2018. Va fi și în descriere site-ul ca să puteți vedea toate detaliile. Vă salutăm! La revedere!